Bun, deci în acest video o să vorbim un pic despre câștigurile din AdSense în ultimii 3 ani și alternativa la AdSense, adică Ezoic. Probabil mulți dintre voi care folosiți AdSense ați observat o scădere mare la CPC, adică click per click, cost per click. Asta ce înseamnă? Că eu aici am băgat la statistici ultimii 3 ani, din ianuarie 2021 până acum, și vedem în felul următor că practic cea mai mică valoare în ultimii 2 ani a fost 0.11. Bineînțeles că această valoare de CPC influențează și conținutul, dar în principiu aici este vorba de un singur site. Conținutul probabil că s-a schimbat, dar mă gândesc eu că nu prea atât de mult încât să schimbe CPC-ul. Și oricum, începând de aici, mai mulți s-au plâns că a scăzut CPC-ul. Deci noi vedem, CPC-ul este plus minus în valoare la în jur de 13. 0.13, n-a scăzut sub 0.11 deloc. Da? Asta s-a întâmplat până în septembrie 2022. După asta a scăzut de la 0.12 la 0.10. Da? S-a ținut așa 3 luni, după care a scăzut iar, deci de la 10 la 0.07. Și cu ăsta 0.07 a mers tot anul, practic. Da? Și undeva în perioada asta, în mai, august, am văzut eu că merge slab cu CPC-ul la Google AdSense și am zis să trec pe Ezoic. Și am stat o perioadă pe Ezoic, un site de test, un site care are un trafic mai mic, și am văzut că e ok, merge bine, și am trecut și cu site-ul ăsta, la care are mai mult trafic, am trecut tot pe Ezoic. Și am stat acolo, cred că vreo lună și ceva, și uitați-vă ce am observat eu în statistici. Da? Deci cei care folosiți Ezoic sau vreți să folosiți Ezoic sau vreți să treceți pe Ezoic, trebuie să fiți foarte atenți la statistici. Dacă mergem la statistici, aici ne interesează durata media interacțiunii. Durata media de interacțiune înseamnă cât a stat practic utilizatorul pe site. În medie, la mine, ca și statistic, pe perioada asta, pe care am selectat-o eu, sunt 59 de secunde, da? Deci dacă ne uităm de aici, vedem 48 secunde, 49, 47, 46, da? Aici a început să crească un pic. În iulie, 51, și linia asta întreruptă este comparație față de perioada precedentă. Eu aici am selectat pe ultimele 12 luni și față de perioada, vedem aici o scădere de 30-36% față de perioada anterioară. Dar în principiu durata media interacțiunii se păstrează în valoare în jurul valorii de 47, da? Așa, aici un pic crește și aici vedem o scădere foarte, foarte mare. Ce înseamnă scăderea asta? Da? Deci când te uiți în statistici trebuie să vezi, dacă vezi așa anomalie, înseamnă că s-a întâmplat, ai făcut o modificare ceva gravă pe site, trebuie să te gândești în perioada asta ce modificare ai făcut și să renunți la ea, pentru că practic îți scade durata medie de interacțiune, Google vede acest lucru și îți scade foarte mult traficul. Da? Adică ne uităm aici în noiembrie, dacă ne uităm la trafic, traficul scade, da? Dar scăderea asta este asemănătoare cu perioada a anului trecut, deci nu e nicio problemă, deci nu are nicio problemă cu în durata medie de interacțiune că a scăzut, da? Probabil pe viitor, dacă mergeam cu aceeași scădere, probabil că posibil și traficul să scadă, da? Aici vedem scădere de trafic, dar asta este normal pentru că și în anul precedent a fost o scădere, da? Pentru că vin sărbătorile,
lumea mai puțin este interesată să lucreze, să caute, să nu știu ce. E, ce s-a întâmplat aici? Aici, undeva în perioada asta, am adăugat Ezoic pe site. Reclama de la Ezoic. Reclama asta de la Ezoic, eu am lăsat-o combinată cu AdSense. Adică eu n-am scos AdSense-ul de pe site sau nici nu știu cum se face. Probabil ei, din ce am văzut acolo de la setări la Ezoic, ei preiau și reclamele din AdSense, nu știu, și le amestecă cu alte reclame, nu știu mai exact ce fac, dar ideea e în felul următor. Când integrezi site-ul, ei îți propun acolo niște setări, cum s-ar zice, implicite, da? Care îți permit să îți mărești câștigurile. Da? Deci, practic, acolo setezi, bifezi implicit, ceva de genul implicit sau la maxim, câștiguri maxime, da? Și, practic, el setează acolo ce vrea el. Maximize your site revenue, da? Adică maximizează-ți câștigurile. Și dacă activezi funcția asta, el îți bagă reclamă la greu. Ezoic. Fiind reclamă la greu, amestecată cu bannere, cu animații, cu video, utilizatorul respectiv refuză să mai navigheze pe site, nu mai înțelege nimic, nu vede unde este conținutul, nu vede informația după care a venit pe acest site, respectiv renunță la site, da? Pleacă de pe site. Și asta se vede în statistici, da? Pentru că scade durata de interacțiune, respectiv pe viitor, dacă lași o perioadă mai lungă, începe să-ți scadă și traficul. Eu să schimb acuși pe un site primul de test pe care l-am avut eu, pentru că acolo este, uite aici, o perioadă scurtă, repede m-am prins, care e treaba de abia pe site-ul ăsta m-am prins, dar celălalt site a stat pe o perioadă mai lungă. Și acum o să vedem acolo cum a scăzut traficul. Da? Bun, deci pe site-ul ăsta se vede mult mai bine. Deci am adăugat Ezoic undeva în august, da? Cred că pe la sfârșit sau pe la jumătate, nu mai țin minte exact. Și uitați-vă cât de tare a scăzut durata medie de interacțiune. Noi aici avem o începere de creștere, da? A început să crească frumos, da? Probabil a început să crească și traficul în perioada asta. Aici, până în august, a crescut traficul, respectiv a crescut și durata de interacțiune. Adică, practic, în mod normal, dacă pe site nu intervine nicio modificare, practic durata medie nu are de ce să se modifice. Da? Adică aici probabil a început să adaug mai mult conținut. Conținut nou, care a mărit durata medie de interacțiune. Sau posibil să fie și din cauza că Google a început să indexeze și alte articole care înainte nu erau indexate. Am început să urce pe prima pagină, respectiv acele pagini au avut o durată mai mare de interacțiune, să zicem, da? E, în fine, deci aici am adăugat Ezoic pe site, pentru că din același motiv acest site, adică am auzit că Ezoic are un CPC mai bun, câștiguri mai bune și merită de instalat. Dar de ce are câștiguri mai bune? Asta e întrebarea. Mai bune, mai multe. Sau CPC mai mare sau nu știu ce. Aici trebuie de gândit. Ei zic că folosesc nu știu ce inteligență artificială și aleg mai anunțuri mai bune, publici de ăștia care oferă reclamă, cum le zic, mai relevanți, nu știu ce, în fine. Dar există posibilitatea ca câștigurile astea mai mari la ei să fie din cauza agresiunii, da? Adică multă reclamă pe site, da? Deci practic acolo când îi zici să maximizezi veniturile pe site, el practic îți încarcă pagina cu anunțuri și într-adevăr câștigi mai mult, dar ce se întâmplă aici la durata de interacțiune? Se vede foarte bine cât de tare a scăzut de la 45 la
22 de secunde, da? Și încet, încet se menține în jur de 30 de secunde, până aici, până când aici am renunțat la ezoic, da? Deci aici am intrat, aici am renunțat. Deci asta este perioada în care eu am fost, am câștigat într-adevăr de la ezoic mai mult decât din AdSense. Practic, eu lăsând reclama și de la AdSense și de la ezoic, oricum am înțeles cum lucrează, pentru că probabil le amestecă, le face, le trece prin ezoic sau nu știu, habar n-am. În fine, oricum câștigam și dintr-o parte și din alta. Dar din cauza că era foarte multă reclamă pe site, mulți utilizatori renunțau la să mai navigheze pe site. Da? Și dacă ne uităm aici la trafic, vedem iarăși. Da? Deci, practic, avem traficul nostru. Începe ușor, ușor să crească. A ajuns aici în perioada asta de august, septembrie, în care crește. Și din cauza că în perioada asta am băgat ezoic, 14-20 august, da? Vedem că aici, în perioada asta de 20 august, încă este în creștere. Dar după asta s-a dus. S-a dus în jos. Da? Pentru că perioada asta este suficient de lungă. A fost suficient de lungă. Google s-a prins că ceva este în neregulă. Trebuie de luat măsuri. Și respectiv a început să taie din trafic. Da? Deci, iarăși, dacă vreți să folosiți ezoic, nu zic că nu e ok, e ok, puteți să-l folosiți, dar nu folosiți metoda asta, maximizați veniturile. La un moment dat, mi-am dat eu seama că există problema asta și am început să... Nu cred că am renunțat instant la ezoic, dar am intrat în setări și acolo există varianta în care poți să-ți setezi să acolo găsesc o setare asta undeva trebuie să fie. Da, nu cred că mai am acces la setare, dar pentru că am dezactivat tot, adică există și o problemă și la deconectare, pentru că când te conectezi la ezoic, ei îți cer nu știu ce DNS-uri, se conectează la DNS-uri, la server, la nu știu ce, și practic site-ul tău, conținutul tău este copiat la ei și ei cu niște cache de la site-ul tău, da? Îl amestecă cu reclamă, nu știu ce face, și practic site-ul tău cu conținut îl trimit de la ei direct. Și într-adevăr îți mărește și viteza site-ului, da? Pentru că se încarcă mult mai rapid la statistici în page speed din site ăsta, care verifici cât de bine arată site-ul, aveam rezultate foarte bune. Totul era pe verde, și pe mobil, și pe desktop, totul era pe verde, dar în schimb exista problema asta, da? Pentru că a scăzut foarte mult durata de interacțiune. E, totuși, cine vrea să încerce ezoic, există setare la ads-uri, la anunțuri, unde îți setezi unde îți setezi, cum îi zice, nu știu cum îi zice, agresivitatea, da? Adică cât de agresiv vrei să fii cu reclama ta, vrei să fii user friendly, da? Adică mai mult spre experiența utilizatorului pe site-ul tău, sau să câștigi mai mult, da? Și tu acolo bifezi, vrei să te duci mai mult spre experiența utilizatorului, da? Adică să ai o interacțiune bună a site-ului cu utilizatorul, și atunci reclama este mai puțină și respectiv pe viitor poate, poate o să se mai îmbunătățească lucrurile și o să câștigi dintr-o parte și din alta. Eu n-am renunțat de tot, o să las să îmi revin cu site-urile și probabil pe unul totuși o să-l pun de test, dar cu setările mele. Nu o să las pe ezoic să-și facă de cap, să-mi scadă atât de tare durata medie de interacțiune și probabil că voi urmări în timp real, da? Adică să nu-mi scadă durata de interacțiune. Eu asta, uite, eu aici am băgat în august, am mers fără să mă uit în statistici toată perioada asta, și după asta când am început
Să văd că ceva nu merge bine, da, sau nu știu, sau am intrat pur și simplu în statistici să verific și am văzut că durata de medie a direcției a scăzut foarte mult și atunci mi-am pus un semn de întrebare. De ce a scăzut atât de mult? M-am uitat în istoric, am văzut că scăderea asta este din perioada de august, sau mai bine zis, la celălalt proiect am văzut că este scăderea din noiembrie. Practic s-a intersectat cu perioada în care am activat Ezoicul, da? Și de aici am tras concluzia că este din cauza la Ezoic ați. După asta am uitat și pe proiectul ăsta alt și am văzut că e aceeași problemă, e aceeași scădere și scăderea este din august și la acest proiect în august a fost activat Ezoicul, da? Deci foarte mare atenție la acest lucru. Deci practic statisticile trebuie urmărite. Și un lucru tot foarte important este trebuie mărită durata medie de interacțiune. Dacă mărești durata medie de interacțiune, asta înseamnă că Google vede că site-ul tău este interesat. Dacă ai o durată de medie de acțiune mai puțin de 30, asta este foarte, foarte rău pentru că nu știu exact 30 sau 20 sau 10, oricum, cu cât mai mică, cu atât mai rău. Dar statistic, dacă te uiți, eu am mai multe site-uri, statistic mă uit la niște site-uri și dacă am sub 30, ele foarte, foarte greu urcă, practic, nu urcă deloc. Când ai peste un minut și ceva, ele ar trebui să urce bine, da? Deci asta e un indicator foarte bun pe care poți să te bazezi și să-l optimizezi, da? Adică te uiți, ai 30 de secunde, ok, pleci de la 30 de secunde. Începi să te uiți pe site. Ce probleme există care scoate clientul de pe site-ul meu? Există un serviciu de la Microsoft, a apărut acum nu de mult, se numește Clarity de la Microsoft. Poate o să fac și un video și despre asta dacă o să ceară cineva. Și acolo poți să vezi efectiv utilizatorul cum navighează pe site-ul tău. Asta ce înseamnă? Cu ce poate să te ajute asta? Asta poate să te ajute cu faptul că tu vezi când el pleacă, în ce moment a plecat. În momentul în care a plecat, ceva l-a deranjat pe el, da? Trebuie să vezi care a fost cauza că el a plecat, da? Anume în ecranul ăla din care a plecat, să vezi ce problemă a văzut el și a plecat. Ce l-a deranjat. Și în felul ăsta, optimizând blocurile astea, ecranele astea care practic îți scoate vizitatorii de pe site, tu poți să mărești durata medie de interacțiune. Mărind durata de medie de interacțiune, îți mărești, Google vede acest lucru, respectiv îți dă mai mult trafic, da? Adică are mai mare încredere în tine. Bun, deci cam atât deocamdată. Voi ce experiență ați avut cu Ezoic? Lăsați în comentarii, mi-e interesant. Dacă v-ați uitat în statistici, aveți aceeași problemă ca și la mine, tot mi-este interesant să văd ce probleme ați avut și voi.